A trecut un an de la cel mai zguduitor moment din ultima vreme trăit de opinia publică reghineană. S-au scurs 365 de zile de când Sergiu Ardelean a fost răpus pe patul de spital după ce, înainte cu 5 săptămâni, fusese victima unei confruntări în care atacatorul său a utilizat și un cuțit. Încă din ziua incidentului, 30 iunie 2012, familia tânărului reghinean a trăit doar clipe de coșmar și singura consolare a venit de la apropiați și tinerii care s-au solidarizat și au militat public împotriva violenței. Acum, la un an de la tragica moarte, sora lui Sergiu, copleșită încă de tristețe, a așternut câteva rânduri pe hârtie. Îmi e foarte greu, dar cu ochii lăcrimați scriu aceste rânduri în amintirea ta, frățioare. Și sufletul mă doare să scriu despre tine la trecut, un trecut frumos totuși, aducând în inimile părinților bucurie, mândrie prin venirea ta în sânul familiei, îndeplinind dorința oricui părinte de a avea copii pereche. Aceștia ți-au oferit multă căldură, dragoste, o copilărie decentă și liniștită, fiindu-ți alături în toate momentele importante ale vieții. Atunci când eu am decis să-mi construiesc o nouă familie, moment important al vieții mele, în care tu bineînțeles mi-ai fost alături, așteptam cu nerăbdare, la fel ca și părinții, să fim și noi părtași bucuriei, emoțiilor ce urmau să vină, căci prezentul era plin de fericire și planuri mărețe, vise care, din păcate, s-au spulberat, ca cenușa în vânt, când firul normal al vieții tale s-a rupt și la nici 23 de ani ai plecat dintre noi. Cele 5 săptămâni în care Sergiu a zăcut pe patul de spital au fost cumplite pentru apropiați. Însă și alți reghineni, chiar dacă nu l-au cunoscut, dar au fost impresionați de tragedie, au așteptat cu sufletul la gură vești bune. Acțiuni de stradă menite să-l încurajeze pe Sergiu, chiar dacă el se afla într-o comă profundă. Mesaje pe telefon și pe site-urile de socializare. Toate au fost îndreptate spre cel căruia prietenii îi spuneau chinezul. După cum am amintit deja și ați făcut-o în fiecare dată de 4-a lunii, astăzi se împlinește exact un an de când, în urma celor 5 săptămâni de grea suferință pe patul de spital, viața lui oscila între foarte rău și puțin bine. Un puțin ce pentru noi era o speranță de însănătoșire, timp în care cei apropiați lui, optimiști și încrezători în dorința lui de a trăi, i-au transmis și lui gândurile bune de încurajare, căci toți îl așteptau din nou în mijlocul lor. Zi de zi noi, familia nerăbdător și plin de speranță ca medicii să ne dea o veste bună, stăteam lângă el, mângâindu-i corpul plin de răni, îi sărutam fruntea fierbinte și așteptam parcă să deschidă ochii. Dar din nefericire nu a mai făcut-o, căci în urma celor 5 preinfarte, voința lui Dumnezeu a fost să-l scutească de suferință și să-l ridice sus la ceruri printre îngeri. Vestea că inima lui Sergiu a încetat să mai bată a căzut ca un fulger nu doar asupra familiei, ci asupra tuturor celor care s-au implicat emoțional în acest caz. Pentru opinia publică a fost momentul în care a devenit o certitudine că un tânăr precum Sergiu, jovial și cu toată viața înainte, plătește un preț prea mare pentru a fi dovada cea mai crudă că violența este cumplită modalitate de soluționare a conflictelor. Sfârșitoarea veste ne-a dus rapid la spital, unde la intrarea în salon, ca de fiecare dată, întins pe pat, parcă ne aștepta, ne simțea. Dar acum ne aștepta doar un pat gol, imagine care mă făcea încă să refuz cruda realitate. Dar, din păcate, asistentele ne-au confirmat decesul, fapt ce ne-a sfârșiat inimile, lăsând în urmă o mamă plină de lacrimi și durere, o familie distrusă pentru totdeauna. Incontestabile sunt deciziile lui Dumnezeu și trebuie luate ca atare și să ne consolăm cu gândul că acest sfârșit e de fapt un nou început alături de cel de sus și doar acolo își va găsi liniștea sufletească. După multe luni de frământări în care familia s-a agățat de speranța că vinovatul pentru pierderea lor va fi pedepsit pe măsură, a venit și decizia judecătorului. 10 ani cu executare pentru tânărul reghinean judecat în acest caz. Procesul continuă însă și acum, cu recursul care se va judeca în luna septembrie. Familiei lui Sergiu nu-i rămâne acum decât să privească în trecut la momentele frumoase. Sergiu și-a câștigat simpatia și aprecierea tuturor, doar printr-un simplu zâmbet și o îmbrățișare caldă, reușind astfel să-și asigure un loc de cinste în gândurile și inimile tuturor ce l-au iubit. Acum nu ne mai rămâne decât să avem încredere în Dumnezeu, că se va face oarecare măsură dreptate pentru a se putea în sfârșit odihni sufletul lui Sergiu. Dumnezeu să te odihnească în pace, frățioare!